Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, dragii mei, Sălăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate. După cum bine știți, în fiecare ediție a emisiunii abordăm câte două subiecte, iar astăzi, în prima parte, vom vorbi despre protezarea persoanelor năpăstuite de soartă. Tot ceea ce trebuie să știm despre acest subiect ne va spune invitatul meu de astăzi, domnul Dan Friedrich, director de producție la o firmă de protezare de în Cernica, care de această dată, dragilor, nu a venit singur, ci însoțit de unul din pacienții care au trecut pragul acestui centru renumit de protezare și anume domnul Nelu Milutaru. Bună ziua, domnilor! Bine ați revenit la emisiunea Sănătate înainte de toate! Salut, bine v-am găsit! Bună ziua telespectatorilor emisiunii noastre! Bună ziua și dumneavoastră, domnule Nelu, așa cum am zis, nu sunteți pentru prima dată în cadrul emisiunii noastre, sunteți pentru a doua oară și sperăm noi că nu pentru ultima. Nu, deci mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a ajunge la dumneavoastră. Cu mare drag! Și de a spune câteva cuvinte în legătură cu necazul dumneavoastră, dar și despre proteza pe care ați făcut-o la firma din Cernica. Sigur. Dragilor, încă de la începutul acestei emisiuni, vreau să vă spun că pe micul ecran este afișat un număr de telefon 0736502479, număr prin intermediul căruia puteți intra în legătură directă cu noi. De asemenea, adresa noastră de Facebook, Sănătate înainte de toate, vă stă și ea la dispoziție. Domnul Nelu Milutaru, încep cu dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră sunteți, să spunem, oaspetele nostru de onoare astăzi. Domnul Friedrich este deja un prieten al emisiunii noastre. Vreau să le spuneți celor care ne privesc în acest moment de unde sunteți, ce necaz ați avut de ați fost nevoit să treceți pragul centrului din Cernica, dar de asemenea vreau să-mi ziceți și dacă sunteți mulțumiți de proteza pe care v-a făcut-o invitatul meu, bineînțeles, împreună cu echipa din Cernica, dar le luăm pe rând, de unde sunteți? Da, sunt din Asuga, județul Prahova. Am fost o persoană și mă consider după protezare o persoană activă. În urma unui diabet galopant am ajuns la o amputare bilaterală, am ambele membre inferioare amputate din jos de genunchi și nu mai aveam niciun fel de speranță că eu să pot merge, să pun piciorul pe pământ. Am consultat mai multe firme de protezare și în urma unei emisiuni urmărite tot la Sănătate înainte de toate, l-am cunoscut în fața ecranului pe domnul director și am sunat și am ajuns la dumnealui. Mi s-a făcut o prezentare, având în vedere că am și un bont atipic, am văzut despre ce e vorba, am venit după aceea la protezare, eram extraordinar de sceptic, eram rezervat, nu credeam că o să pot... Nu aveați încredere că o să facă o treabă bună, să spunem așa. Iar am zis, dacă n-am să mai merg cu picioarele mele, cu niște picioare de metalice și artificiale, cum aș mai putea să merg? Lucrați, domnul Militaru? Da, am lucrat la Azuga, la o fabrică de produse refractare și după aceea am lucrat la Teleferic Predeal. Nu vreau să facem publicitate, dar astea au fost locurile mele de muncă. Ceea ce am făcut cu mare plăcere, aș vrea să mai fac, dar din păcate atât starea pot să fac. Starea de sănătate nu mi-o permite. După ce am ajuns la domnul director și am început protezarea, am început recuperarea, în afara faptului că dânsii la Cernica acolo au un colectiv de tehnicieni extraordinar, nu vreau să laud sau astea, dar asta este pur adevăr, sunt și niște buni consilieri psihici.
pentru că noi suntem după ce te vezi întreg și după aceea te vezi mai scurt cu 30 de centimetri sau poate mai mult, nu mai ai încredere în nimic. Așa și atunci am ajuns la domnul director, domnul director m-a consiliat, am pus în picioare o pereche de proteze cu ajutorul dumnealor și am început să merg. Atunci am văzut că viața are sens și de atunci mă leg de fiecare firicel de păr pentru a trăi. Și acum ați venit la dânsii pentru... Am făcut o nouă protezare, am venit la protezele finale. Ce să vă spun, sunt portator de proteze de 5 ani. La în acești 5 ani ați întâmpinat vreo problemă legată de aceste proteze? Da, de ce nu? Sunt elemente metalice, sunt elemente din fibră de carbon, mai crapă, se rup, vin la dumnealor cu mare încredere, cu mare plăcere, intru la dumnealor în clinică ca la mine acasă și nu sunt singurul, să știți. Deci cumva v-au devenit prieteni. Familie, da. Nici mai mult decât prieteni, familie. Și discutăm cu dânsii de la familie, de acasă, de la ce facem, cum ar fi bine să facem, de toate discutăm. Să știți că după ce am ajuns la dumnealor și am început să merg, mi-am dat seama că am ajuns la locul potrivit, la timpul potrivit. Și de-aia invit pe cei care sunt în situația noastră, suntem năpăstuiți de o boală, de un accident, de ceva neprevăzut, să încerce să ia legătura cu firma domnului Dan și nu au ce pierde. Nu sunt motivat oarecum să spun chestiile astea, așa simt și așa spun. Nu am niciun fel de motivație financiară sau ceva să spun chestiile astea, așa simt și așa fac. Un lucru care iară vreau să-l subliniez, am fost instruit de domnul director, învățat să punem proteza, să folosim și niște creme și niște detergenți pentru a menține bonturile într-o formă cât mai aproape de adevăr. După ce am plecat de la dumnealor după prima protezare, ca orice fel de român care ține cu bugetul familiei, am zis, mă, hai să mai facem puțină economie. Când am făcut economie de aceste unguente, aceste creme care se dau pentru prevenție, am făcut economie și de mers, pentru că n-am putut să mai pun piciorul, proteza în picior, pentru că mi-au apărut niște fliptene, mi-au apărut niște iritații și dacă dânsii spun un lucru, nu-l spun de dragul de a spune și de dragul de a-și umple timpul cât stau la servici. Pentru că dânsii vin la servici și satisfacția dumnealor este când noi plecăm în picioare și dăm norocul dumnealor, ne strângem mâna în picioare și ne putem privi în ochi. Nu sunt motivat să ajungă partea financiară la dumnealor și să duc acasă de scurce. Nu. Satisfacția dumnealor este când ne văd sau când îi dau un telefon și sunt în cutare loc și merg. Asta este satisfacția colectivului de la Cernica. Nu v-a certat domnul Friedrich când i-a spus că nu ați folosit întocmai cremele, că nu ați respectat indicațiile? Nu m-a certat, am încercat să-mi explice că așa este, dar am simțit-o pe proprie piele și de asta nu m-a certat și nu... Am simțit-o pe proprie piele și am corectat. Știți că este o vorbă, până nu dai cu capul de pragul sus, ai să-l vezi pe cel de jos. Sunt deosebit de încântat de ceea ce mi-au montat, de materialele care le folosesc sunt materiale extraordinar de bune și are un aspect extraordinar. De câte ori am venit în 5 ani de zile, mi s-a prezentat ceva nou. Dom'le, uite, a apărut și asta. Deci tehnica evoluează, dumnealor se specializează și merg sunt în puși pas la punct, cu tehnica. Într-adevăr, da, cu toate noutățile, bineînțeles, legate de aceste proteze. Acum, domnul Militaru, am să-l las pe invitatul meu, domnul Friedrich, să ne spună mai multe amănunte legate de aceste proteze, să ne vorbească despre componente, despre materiale, fiindcă dânsul știe cel mai bine ce a pus acolo pentru a finaliza aceste proteze. Am să încep printr-o întrebare. Ce vârstă aveți, domnul Militaru? Am 53 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc.
Când s-a întâmplat povestea, aveați doar 48 de ani. Da. Da? La 48 de ani să rămâi fără ambele picioare nu este un lucru ușor. E ca un pumnal care te lovește în inimă, rămâi fără speranță. Împreună cu familia, toți au venit la Cernica și toți aveau lacrima în ochi. Și exact așa cum spunea domnul Militaru, nu mai aveau nicio speranță și evident că priveau cu suspiciune viitoarea protezare pe care noi i-am promis că o facem și că va merge. Dar până merge, atunci sigur că trebuie să stai, să-l consiliezi, să-i spui, să-i explici, să-i arăți și să-l îndrumi mai ales ce să facă, cum să procedeze ca să învețe, să facă lucrurile corect, așa cum spunea dumnealui. Mai facem un pic de economie, cum se întâmplă de foarte multe ori. Nu mai iau crema aia, că costă niște bani. La ce să mai bani. Dau banii pe da. Ea, când s-ar putea și să nu folosesc? Apar diferite probleme, așa cum spunea dumnealui. Frecarea intervine pentru că o cupă de proteză cu cât este mai bine adaptată pe proteză, bontul de amputație, bontul rezidual, în momentul când este introdus în silicon și în cupa protezei, ea trebuie să facă o priză de contenție, o priză bună. Deci, dacă face o priză bună, atunci când se ridică în picioare și merge, simte ca și cum ar fi piciorul dumnealui. Când există spațiu între bontul de amputație, între linerul siliconic, pentru că aceste tipuri de ciorapi siliconici au apărut în ultimii ani destul de multe modele, sunt destul de mulți producători din lume care vin și produc aceste tipuri de linere care redau acea interfață, acea protecție a bontului vis-a-vis de proteză, nu-l rănește, nu-i creează flictene sau anumite aspecte care sunt dureroase, pentru că pot fi o mie și una de probleme și nu vreau să le reiau, dar sunt bonturi osoase, sunt bonturi cu nevroame, bonturi cu cicatrici de pontaj, bonturi care au probleme și pot fi sau nu pot fi operate cum trebuie și trebuie să revină la o nouă operație ca să facă un retuș de bond corect și pacientul nu se mai duce și atunci sigur că dacă pui acest tip, un tip de liner bun, el intervine pe partea osoasă și o protejează sau pe zonele care sunt mai sensibile o protejează, dar așa cum spunea domnul Militaru, trebuie să folosim și aceste ingrediente care ele elimină frecarea, transpirația abundentă și evident că confortul este ridicat. Faptul că am o transpirație abundentă, excesivă, poate să fie o proteză largă și în condițiile astea atunci bontul transpiră foarte tare, poți să scurgi apa din acel liner dacă îl scoți după picior, iar când el este foarte bine aplicat pe bont, această transpirație excesivă dispare până se formează bontul pe proteză, până ia forma, până se aplică el foarte bine în interiorul cupei protezei, acea transpirație excesivă dispare și dispare dacă folosim acele creme, așa cum spunea domnul Militar. În condițiile în care folosești un liner bun, în condițiile în care faci o cupă de carbon și cu o cupă bine componentă din două materiale, unul flexibil și unul dur pentru rezistența cupei. Dacă vă uitați la domnul Militar, nu este chiar așa o persoană slăbuță, nu? Ce greutate aveți, domnule? 130 de kilograme. 130 de kilograme. Păi, suntem strong, nu? Bine crescut. Dacă nu avem și nu facem ce trebuie, atunci apar și probleme. Mai ales că aici amputația a venit din cauza unui diabet care oricât am vrea noi să-l tratăm și dacă mai sărim calul, ajungem în situații de-astea care ne taie și
pur și simplu respirația. Oricine, dacă pierde măcar o unghie și tot e o mare problemă, să-ți pierzi ambele picioare. Sigur, noi suntem pentru a-i ajuta, a-i însenina un pic fruntea, a-i reda un pic speranța și a-l reda familiei. Una este să fii un balast al societății în care să aștepți tot timpul să vină cineva să-ți dea ceva și alta este să poți să te urci în mașină cum face domnul militaru și să mergi la locul de muncă sau să mergi la un market sau să mergi la un prieten sau să ieși la un grătar cu prietenii, cu familia la sfârșit de săptămână sau pur și simplu să faci piața și așa mai departe. Dar e important să nu stai între patru perechi să plângi, este foarte important să reiei viața și să ajungi să retrăiești din nou clipele dinaintea amputației, adică să fii un om liber. Dar pentru a fi un om liber trebuie să folosim niște componente bune, de calitate, un specialist bun care știe într-adevăr să facă o cupă bună de proteză în care să stai bine în ea. Dar sunt situații și am avut nenumărate situații când de ce domnul militar a revenit și a refăcut cupele de proteză? Pentru că în perioada asta de timp monturile de amputații au scăzut, s-au resorbit. Dacă se resorb și vii și pui un ciorap 2, 3, 5 de completare, observ că nu-ți mai convine pentru că e o grosime foarte mare, nu mai calci bine în proteză, nu te mai simți bine, nu, pur și simplu nu mai este confortabilă proteza. Atunci trebuie să iei drumul înapoi, să vii către firma de protezare, să îți ia un alt mulaj, să-ți refacă și să-ți facă o cupă de proteză bună și din nou vei fi pe picioare. Sigur, e un supliciu ăsta, tot timpul ne legăm de partea financiară, dar vedeți, altfel nu se poate. Trebuie să treci prin furcile astea caudine, trebuie să vii să-ți refaci și proteza. Refăcându-ți proteza, poți să zâmbești din nou. Și ați văzut poate multe persoane care au proteză în gură. Dacă ea nu este bine adaptată, sare din gură. Așa și proteza din picior. Dacă ea nu este corect adaptată pe picior, sigur că proteza fluctuează, pistonează pe bon și creează în același timp rană și în loc să-ți desfășori activitatea, stai întins în pat și te tratezi și chiar dacă o iei din nou proteza aia, te va răni absolut sigur. Deci ea trebuie să fie oarecum fix. Proteza cu cât dacă este mai... joacă, înseamnă că este ceva în neregulă. Cu cât este mai fixă proteza, cu atât este mai confortabilă și mai folositoare. În momentul când proteza este largă pe picior, atunci totdeauna ea are un joc de piston și jocul de piston creează flictene, răni și tot felul de povești de-astea care nu sunt deloc plăcute. Folosiți cremele, folosiți o proteză care să vă ajute. Totdeauna noi am căutat să implementăm diferite tipuri de proteze, diferite tipuri de componente care vin în ajutorul pacientului, care să-i înleznească confortul, să-i înleznească un mers bun, eficient, da? Să-i înleznească o protecție bună, pentru că, așa cum spuneam, sunt diferite tipuri de bonturi care mai au și diferite leziuni pe ele. Niciodată nu e bine să introduceți bontul în proteză cu leziuni. Totdeauna el trebuie să fie pielea curată, sănătoasă, dată cu această cremă de care spuneam de protecție și pus linerul pe bont, introdus în cupa protezei, niciodată nu ai probleme. Dacă nu faci ce trebuie, cu siguranță ai probleme, așa cum spunea și domnul militar. Domnule Dan Friedrich, acum este momentul să luăm o mică pauză de publicitate. Domnule Nelu Militaru, vă mulțumesc doar că ați fost alături de pantalonul. Noi, fiindcă în partea a doua a trageți un pic pantalonul și faceți doi pași. Vă prime părți, nu ne vom mai revedea, dar haideți repede, în 4-5 secunde. Ușor, ușor, ușor. Atât, înapoi. Atât, atât. Înapoi. Foarte bine,
Mulțumim din suflet. Eu vă mulțumesc și de câte ori am posibilitatea o să ajung și la dumneavoastră și rog colegii care sunt cu picioare amputate să nu evite să-l contacteze pe domnul Friedrich ca să ajungă unde trebuie. Dragilor, acum urmează o mică pauză de publicitate, dar nu plecați, fiindcă revenim imediat. Dacă ai ști că fără ficat nu se poate trăi, cum l-ai ajutat să-și păstreze funcțiile normale? În viziunea noastră, Inocel este un pas fundamental în menținerea sănătății ficatului. Seleniul organic și vitamina C din Inocel contribuie la protecția celulelor hepatice de stresul oxidativ, susținerea metabolismului energetic și reducerea oboselii. La baza creierii substanței brevetate Inocel sunt studii științifice realizate timp de circa 20 de ani. Inocel. Bucură-te de sănătate, bucură-te de viață! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rosal Ortopedic pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități un centru de protezare, ortezare, recuperare, consiliere și consultanță modernă. Centrul Rosal Ortopedic oferă persoanelor cu probleme servicii și dispozitive medicale de cea mai bună calitate, respectând standardele naționale și europene din domeniul ortopedic. Vă așteptăm la centrul nostru din localitatea Cernica, județul Ilfov, strada Decebal numărul 11-13, unde oferim gratuit găzduirea pacienților noștri pe toată durata protezării. Rosal Ortopedic, pentru o nouă viață! HRI Vitalion. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rosal Ortopedic pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități un centru de protezare, ortezare, recuperare, consiliere și consultanță modernă. Centrul Rosal Ortopedic oferă persoanelor cu probleme servicii și dispozitive medicale de cea mai bună calitate, respectând standardele naționale și europene din domeniul ortopedic. Vă așteptăm la centrul nostru din localitatea Cernica, județul Ilfov, strada Decebal numărul 11-13, unde oferim gratuit găzduirea pacienților noștri pe toată durata protezării. Rosal Ortopedic, pentru o nouă viață! Rosal, creat pentru protecția mediului. Am revenit, dragilor, urmăriți emisiunea Sănătate înainte de toate. Alături de noi se află domnul Dan Friedrich, director de producție la o firmă de protezare din Cernica, dar și domnul Corneliu Stoiculescu, un pacient al firmei la care invitatul meu activează. Bună ziua, domnule Corneliu, bine ați venit în emisiunea Sănătate înainte de toate. Vreau să-mi spuneți pentru început, câți ani aveți și de unde, 65-66. Așa, deci domnul Corneliu Stoiculescu, da. am înțeles, da. Bine, da? Ce necaz ați avut dumneavoastră? Doamnă, la 59 de ani am făcut o tromboză din cauza fumatului, vă spun adevărat. Ajunsesem la 3-4 pachete pe zi și toți m-au anunțat, domnule, dacă nu asta ai să faci, ai să pățești, nu am crezut pe nimeni. Ei, am făcut cheaguri de sânge, adică așa, din cauza că fumând prea mult, sângele nu se mai aerisea, iar sângele neaerisit a făcut cheaguri. Și s-a dus, am avut noroc că au căzut în talpă, că puteau foarte ușor să cadă la inimă, la creier. E mai complicat. A, și căzând în talpă, automat am făcut cangrenă. Și a trebuit să-mi taie piciorul. Și mi-a tăiat piciorul de sub genunchi și am o proteză destul de simplă, adică o proteză normală. Mă simt foarte bine cu ea, că acum am de 6 ani aproape și acum am venit să o reînnoiesc, fiindcă asta deja bontul s-a mai reabsorbit, s-a mai strâns și deja am început să pun ciorapi în plus ca să poată să vină la nivel. Și îmi fac o nouă proteză ca să-mi vină perfect să poată să stea. Cu cât e mai fixă, cu atât e mai bună. Nu faci răni, nu faci nimic. Acum nu mai lucrați.
Nu, sunt pensionar de 16-15 ani. De la 50 de ani sunt pensionar. De prima dată ați mers pe mâinile domnului Dan Friedrich sau ați făcut proteza la centru? Nu, n-am făcut. Vreau să vă spun că am avut un prieten, domnul Dan îl cunoaște foarte bine, între timp a decedat, dar el a fost primul din Fetești care a venit la domnul Dan Friedrich și a făcut proteză. Și eu am luat legătura cu el și prin el am ajuns la domnul Dan. Dânsul a fost mulțumit și a zis că să faceți și dumneavoastră. Bineînțeles, el a sărit loc imediat să mă ajute. Și l-am găsit pe domnul Dan Friedrich, care, afară de faptul că este un extraordinar meseriaș cu echipa lui cu tot, este și un extraordinar psiholog. Ce notă i-ați dat domnului Friedrich? Fără 10 nici nu iese. Nici nu iese, n-am cum. Să vă spun de ce. Dom'le, prima dată când vii, știi cum vii deprimat, distrus. Că ajungi să te plimbi la mâna oricui, te duce cu căruciorul, te aduce de la WC-ul, deci nu ești în stare să faci nimic. Mă înțelegeți? Ei, datorită acestui om, mă țin pe picioarele mele, merg, mă duc la pește, la pescuit. Deci fac de toate. Dar singur v-ați ambiționat să mergeți la centrul din Cernica sau v-a împins familia de la Nu spate? M-a împins nicio familie. Ce să mă împingă săraca mama? Nu, am venit singur. Am spus aici, dacă așa mi-a spus prietenul ăsta al meu, așa am făcut. Și aici, găsind asemenea oameni, păi cum, dar nu mi-a dat voie să plec până n-am învățat să merg. Deci n-am avut voie să ies pe ușă până când n-am început să merg. Că prima dată când am pus-o, mi-a venit să o arunc în picior. Făceam ca toate alea. Păi ce asta e problemă? Ce să fac eu cu ea? Cum s-o târâi eu pe asta? Și nu vă spărați. La vreo lună de zile l-am sunat pe domnul Dan. Mi-ați făcut o bucurie de nu se poate. Mă simt nemaipomenit, am deci și o proteză. Deci cam într-o lună așa v-ați da, obișnuit știți cu de această ce? Proteză. Am fost operat foarte repede. Neavând diabet, s-a vindecat mult mai repede. Și totuși, era pe afară vindecat, dar înăuntru osul se prinde mai greu. Și când călcam pe bont, mă cam durea. Dar între timp, într-o lună de zile, a terminat durerea și am început să merg normal. Și pe urmă l-am sunat și i-am mulțumit în toate felurile. Mă mulțumesc din suflet, dacă nu erați dumneavoastră. Deci, în primul rând, știe să ridice moralul. Asta contează enorm pentru noi ăștia care suntem așa. Și în al doilea rând, pune mâna efectiv și face. Deci nu este acel director care merge cu mâinile la spate ordine. Și dă, tu faci așa, tu de nu. Pune mâna și face, dar până nu vine dânsul să măsoare și să verifice în coată, nu lasă pe nimeni să facă ceva. La fiecare proteză în parte, nu la, ca să ziceți că lui ăla îi face și lui ăla nu, pe ochi frumoși sau nu. Presupun că de când ați fost protezat s-a terminat și cu țigările. Doamna, am 6 ani de zile de când n-am mai băgat țigară în gură și fumam 4 pachete. E, vă dați seama, le-am lăsat odată, fiindcă nu poți să le lași așa treptat. Nu, țigara se lasă odată. Și nu vă spun că am visat nopți întregi, că fumam. Mă trezeam cu gust de tutun în gură. Mă sculam și înjuram, ia uite, m-am luat iar de fumat. Dar ce nu făceam? Da. Nu se poate. Dar am promis, am jurat, dacă îmi taie piciorul, eu țigară nu mai bag în gură. Și așa am făcut. N-am mai băgat țigară, dar nu mai suport nici pe lângă mine. Așa tot întorc nasul, dar mi-e rușine să le zic. Că, da, sunt colegi și dacă ei n-au avut necazuri, au fumat. Banii pe care îi dădeați pe țigări, acum îi folosiți în alte scopuri. Doamne, își găsesc locul. Banul nu-și găsește locul. Vai de mine și de mine. La necesitățile noastre pensionari, cu o formă de pensie acolo, cum să nu? Își găsește locul. Sunt atâtea nevoi și atâtea necesități și nu ne crede nimeni. Mai ales handicapați. Păi, dar dumneavoastră nu vă dați seama. Eu am o gradă handicap mediu. Și am 33 de lei pe lună și n-am un picior. Ăsta este ajutor din partea statului. Nu se poate. Este râs. Deci nu pot să-mi iau decât 2 tuburi de aspenter. Vai, nu mai dați denumiri. Deci medicamentul care este un medicament. O să trebuiască să vă trimit la contabilitate și nu mai rămâneți cu niciun ban din pensie, așa că mai bine nu dați denumiri. Da. Deci, invitatul pe care l-am avut în prima parte, înaintea dumneavoastră, spunea că el a făcut economie la produsele destinate igienei protezei și nu a fost un lucru bun. Dumneavoastră l-ați ascultat pe domnul Dan Friedrich, ați folosit toate acele creme, încă am din ele, așa de bine ajung și vreau să vă spun că la mine, neavând diabet, n-am nevoie de atâta igienizare cum zice asta. Eu dacă mă spăl în fiecare seară
și mi-am dat cu pudră de talc și asta s-a rezolvat problema. Deci, la mine, neavând nici, nefiind nicio rană, nimic, eu având piciorul normal, este ca o tăietură de orice. S-a vindecat și nu e niciun pic de rană. Am o alifie specială care o dau și eu, că trebuie să fie igienizare și să miroasă frumos și asta, dar e bine în fiecare seară să dai jos, să speli ciorapul, să... Așa trebuie, ca dacă vrei să ai, cu adevărat, orice se păstrează. Așa este, fiindcă această proteză face parte din corpul dumneavoastră. Sigur. Doamnă, vreau să vă spun că prima dată când am pus, deci mi-am pus și proteză și mi-am pus și proteză. Același lucru care l-am pățit cu asta din gură, l-am pățit și cu asta din picioare. Știți că un necas nu vine niciodată singur. Să vă spun, când am pus-o în gură, îmi venea să vomit. N-o simț, nu știam ce să-i fac, să o arunc în gură. Și azi nițel, mâine nițel, s-au obișnuit, deci eu nu pot să mai stau fără proteză. Așa și piciorul. Dar nu pot să, nu concep să mă scol din pat fără proteză pusă. Deci a devenit un corp copul, comun. Nu există. Deci obligatoriu. Și mai ales ceea ce face domnul Dan Fidrich aici la Cernica, nu se face nicăieri. Nu cred că nici în Germania nu se face așa ceva. Vă spun. Bine, au alte metode, dar cât de cât, la prețurile care sunt la noi aici, păi da, face minuni de ziua. Vă spun cinstit. Cazarea a fost gratuită, nu? Da. Gratuită în sensul că așa trebuie, așa este, că sunt niște oameni deosebiți. Păi ce ar însemna să te... Dar știu că suntem oameni necăjiți și amărâți și de-aia nici nu ne... Ce să fac? Ne ajută așa. Și stăm 5 zile, de luni și vineri plecăm acasă. Și în perioada asta ți-o și face, te învață să și mergi și pleci și cu zâmbet după buze. Asta contează. Prețul protezei a fost decontat de casa de asigurări sau a trebuit să mai completați și dumneavoastră? Casa de sănătate niciodată nu o să-ți deconteze prețul integral al unei proteze. Cam 30-35% din proteză ți-o asta statul. Restul. La dumneavoastră nu este eu, deci dumneavoastră ați luat de la casa de asigurări 2400-2500 de lei, da? Și la noi e 2700-2800 ceva. 2800 și ceva. Deci a trebuit să mai să mai pună foarte puțin, dar uitați că la o pensie atât de mică nu contează. Da, este. La mine, da, că am o singură proteză și la un picior de sub genunchi, dar ce-și faci cu ăștia care au la 80-90 de milioane îi costă și le dă câte 40. Nu trebuie să dea restul. N-ai ce face. Dacă ai cu ce să completezi, îți faci proteza, dacă nu... Te descurci cum poți. E foarte greu. Dacă am găsit case de sănătate care să vină să spun, ia mă, dai banii, du-te și fă-ți-o. Sau poftim de contul, du-te, dă-l unde știi și fă-ți. Dar să plătească tot, da. Dar n-ai să vezi la mine normal, așa ceva. Normal așa ar fi să bineînțeles, se plătească bineînțeles, acest bineînțeles că asta cost. Este, asta nu este un moft. E o necesitate, doamnă. Din păcate, trăim vremurile în care trăim, depinde de noi să ne facem viața mai frumoasă, mai ușoară, bineînțeles, în măsura în care putem. Doamne, avem norocul că știm să râdem și să glumim. Și luăm toate mai puțin, așa, mai în derâdere. Că altfel eram terminați cu toții. Românul știe să distreze și să-și bată joc de necaz. Că altfel eram terminați. La câte necazuri sunt pe capul nostru. Da. În fine, trebuie să-i mulțumesc domnului Stoiculescu. Eu vă mulțumesc dumneavoastră. Pentru cuvintele frumoase, sigur. Sună mai multă reclamă, dar în general noi nu venim aici ca să vă, pentru reclamă. Pentru cei care sunt necăjiți acasă, pentru cei care au probleme ca dumneavoastră și pentru cei care n-au speranță. Da, pentru cei care stau și își frământă sufletul și mâinile, dacă mâine sau când mă voi duce la protezare, voi mai merge. Am avut zilele trecute sări dintr-una într-alta, un tânăr militar care a luptat pe frontul din Afganistan, pe toate, nu știu, și cred că a fost și prin Irak, pe toate teatrele astea de luptă, da, unde militarii români au fost angrenați. Mi-a spus că nu din cauza exercițiilor sau chiar atunci când au avut misiuni de luptă,
nu s-a întâmplat nimic atunci, ducându-se la piscină, a alunecat pe scara care cobora în piscină și, ca să nu dea cu capul de lespede, și-a pus mâna la cap și în felul ăla s-a lovit foarte tare la mână, probabil că s-a produs acolo un hematom, nu l-a tratat și cu timpul i-a creat disconfort, chiar și atunci nu prea a fost la doctor. În acel moment s-a creat un cancer osos și îmi spunea zilele trecute că este nevoit să renunțe la mână. În prima fază, normal că oricine dintre noi ar fi, nu ar renunța așa ușor la un membru, indiferent cum se numește el, picior sau mână, nu poate să renunțe, pentru că n-ai cum să renunți, dar faptul că îți pierzi viața, atunci te duce în situația asta să renunți. Trebuie să alegi ori viața, ori o parte din corpul tău să renunți la ea. Și îmi spus, domnule, trebuie să alegi, trebuie să fii conștient că dacă, îmi spunea, trebuie să fac chimioterapie, dacă fac chimioterapie se răspândește în corp, dacă nu fac chimioterapie și practic aceasta amputație, atunci scap de necaz. Vedeți, pus într-o situație de asta în care nu ai ieșire, nu ai alegere. Și vis-a-vis de domnul Stoiculescu, într-o situație de genul ăsta, dacă găsești un protezist bun care să îți facă o proteză bună, de calitate, chiar dacă este simplă, dar și proteza aia, dacă este simplă, dacă este bine lucrată, poate să o folosească, așa cum spunea dumnealui, să își lejereze viața, să poată să meargă într-un market, la o piață, la un pește, la un prieten, deci să-și desfășoare activitatea ca și un om normal. Cred că l-ați văzut ce suflet mare are domnul Stoiculescu, ce inimă mare are în dumnealui. Ne sună mereu, ne întreabă ce facem, ne întreabă ce noutăți mai avem și ne spune că abia aștept să ajung la dumneavoastră, așa cum spunea și domnul militarul. Parcă am fi într-o familie, așa pentru este. Că noi căutăm să-i consiliem, să le vorbim frumos, să îi îndrumăm, să le explicăm, să le arătăm ce trebuie să facă. Toți care vin în primă fază sunt, au o deznădejde și o ruptură în suflet puternică și acea rană se vindecă ușor, ușor, odată cu punerea protezei, odată cu consilierea noastră, odată cu învățarea primilor pași făcuți cu proteza. Dacă, într-adevăr, repet, este o persoană care ascultă și pune în practică ce îi spunem noi, nu există să nu meargă cu proteza. Noi nu îi trimitem acasă cu proteza în traistă, ci chiar pleacă de la noi cu proteza pusă pe picior. Avem foarte multe cazuri, de exemplu, lucrăm la un tânăr dintr-o localitate din Moldova, un tânăr care are o scurtare la un picior și suntem pe cale să creiem o proteză inedită, deci nu cred că s-a făcut vreodată în țară acest sistem, dar nu vreau să-l dezvălui acum, pentru că mai bine poate găsim o soluție o zi și dacă are și el timp, va veni poate în emisiune să o și prezentăm. Noi îl așteptăm, domnule Dan Friedrich. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră. Vă reaștept de câte ori doriți să veniți aici la Sănătate înainte de toate suflet. Și să aveți sănătate multă și, bineînțeles, să fiți la fel de optimist. Doamnă, asta e singura noastră șansă, să fim puțin optimiști și să luptăm pentru așa ceva, fiindcă dacă nu lupți, pierzi tot. Mulțumesc din suflet, doamnelor și domnilor, dumneavoastră nu plecați din fața micului ecran, fiindcă revenim imediat cu domnul doctor Iosif Balint. Publicitate!